Bună dimineața la toată lumea, bună dimineața la toți prietenii mei care mă urmăresc pe canalul meu de YouTube, Fane de la Straia. M-am trezit, fraților, și ce credeți că am găsit? L-am găsit pe prietenul meu cel mai bun, aici la domiciliul lui, el aceea doarme, vedeți, mă așteaptă pe mine până mă trezesc eu. Băi, Rex, ce ai pățit la mea? Rex, ai pățit ceva probleme? Ce ai? Îl vedeți? El mă așteaptă pe mine. Ce ai pățit, băi, nebunule? Ce ai pățit? Băi, nebunule, ce ai pățit? Așa că am zis să vă spun și vouă la toți prietenii mei. Bună dimineața la toată lumea. Bună dimineața la toți prietenii mei. Fraților, astăzi mă duc la doamna doctora să-mi iau rețeta. O sun acum, că n-am luat rețeta pe luna asta, sau pe luna trecută. Da. Și încercăm să vedem dacă doamna doctora e liber să mă duc să-mi iau rețeta. Pentru uite că... ce-a fărâm, arătă cine a luat floare, vezi și acolo. Ce? Ce? Tu nu vezi că pământ pe scară. Lasă că nu-i de la el. Dar de la cine e? De la șobolani. Șobolanii umblă, nu umblă, uite, el doarme, el păzește, uite, vezi? Ia uite, uite și tu ce aici. Am mâncat și lăuștean. Ia uite. Am mâncat și lăuștean. Aici acolo, rădăcini. Păi dacă tu nu-l adui, trebuie să mănâncă cineva. E câinele nostru, trebuie să mănâncă și el. Bine. Da. Uite că pe așa iar îl face. Ce face? Vrăji ăștia. Vrăji? Ăștia sunt dușmani. Că căreașca face vrăji. Da. Ăștia sunt vorbi. Vorbi. Aduce. Ce aduce? Ce aduce? Năcazuri. Năcazuri. Stai liniștit că n-aduce niciun vrăjeală, niciun năcaz. Că căreașca are și ea treaba ei, păsările ei. Strigă și ea după neamurile ei. Au și ei grijă de ale lor. Adună și ei pentru la iarnă, la toamnă. Ce pot aducă și ei o nucă, o măr. Pentru la iarnă, da. Și așa nu mai adunăm. Ai și tu grijă pentru tine. Du-te de la porci, hai să luăm la porci mâncare să vedem ce facem. Da. Uite că țelul ăsta nu mâncă nimic, ia uite, frământ. Ia uite, nu-i mâncare, nu mai e rămăsoasă. Păi vezi? Pune și de acolo o bobiță. Mâncă. Ce mâncă? Așa că vreau să spun la toți prietenii mei, Fane astăzi pleacă de acasă. Plec să am de unde să vin. Să nu mai mă cerți că stau toată ziua ca trântul, da? Adică cum așa, cum mă duc așa vin? Păi tu cum vrei să vin? Cu fața în sus? Toți banii trebuie. Bani. Numai bani. Da. Vai de capul tău cu banii tăi. Ce lipsește? Ai șuncă. Ai murături, ai ardei, ai roșii, ai tot ce trebuie. S-a adus aristică prietenul meu. Zarzavate, ce îți mai lipsește? Pui, ai pui, ce faci cu pui? Crești până la Crăciun? Să facă ouă. Da. Și pe aia vânzi ouăle la piață. Da. Băi, lasă-mă. N-am mai văzut așa ceva. Uite că țărul ăsta a nemâncat, ia uite. Ia uite. Ce faci, bă? Uite și tu nemâncat. Rex? Bă, nană, Rex? Ce faci, bă, Rex? Nu-i voie. Nu-i voie. Nu-i voie. Nu-i voie. Fii cu minte. Hai, Rex? E cam slab, nu prea mâncat nimic. Hai să luăm un sac de mâncare pentru el. Hai, că pentru porc și luași. Nouă ne luași. Tu nu vezi că e cam slab? A, nu vezi cum nu știe să se dă jos de pe pat, de acolo. Are probleme și el cu picioare, să punem și lui ușurăi. Da, și pune și lui. Hai, Rex, hai. Da. Du-te în păză și ce făcut. Hai. Hai, băi, Rex. Ce pățuși, măi? E bonlav, săracu, e bonlav. Să știi la mine, cățelul e bonlav, are probleme de sănătate. Vezi ce-o făcut acolo, du-te, du-te, de ce nu mai zic acolo? Ce? Nu mai s-a de aia, nu mai vorbi urât față de tine. Păi tu nu vezi ce-a făcut, de ce nu recunoști? Ce-a făcut cu tine? Să văd dacă pornește mașina. Ce? Lasă că filmezi, nu? Te faci că nu vezi, că n-auzi.
Uite, eu nu sunt trezit. Cum adică lasă dormi? Uite, fărâmă tot. Fărâmă tot. Ara pufii tu. Uite, agălută, râne, mijă. Ara pufii? Hai, bine, hai. Mamă, ce soare, fraților. Băi, fraților, ce soare e afară. Hai, Nex, hai. La Butură, suntem aceea. Pe strada Pătraș cu cel Bun. Mamă, azi e 40 de grade. 50 aproape. 50? Da. Hai în casă. Hai că murim. Hai. Mai de la aia că pleacă doamna. Că s-o sun. Hai, ia câinele. Hai. Hai, Rex, hai. Hai să vedem dacă e acum. Hai. Mamă. Uitați, via. Da, a început să revine. Da. Uite, asta, unde e aia să ridic sus? Să dau cu oațele ăștia sus cu via. Păi da, Rex. Lasă-mă, Rex, că sunt foarte nervos, sunt foarte supărat. Nu știu în ce parte să o iau, e căldură mare astăzi. Așa că, fraților, astăzi nu știu ce se întâmplă cu noi. Ce se întâmplă? Căldură mare, murim ca elefanți. Păi elefanții că nu mor. Elefanții mor de căldură. Nu mor. Tu nu știai? Nu. Cum nu știai? Mai nu știai cum mor elefanții? Cum nu știai? Ia uite, o vedeți? Nu o să pună oala pe foc de dimineață. Cum să nu? Rămasă cu gura goală. Da. Hai că revenim, fraților. O să revenim, da? Bună dimineața. Ce bună dimineața, că eu m-am trezit de la 7. Așa, și? M-am trezit. Am stat de vorbă cu mamă ta. Uite, acum am dus-o duc la neamul ei la Vâlcea, să o las acolo. Pe mama o las la Vâlcea. Da, o las acolo la neamurile ei. Să stă și ea acolo cu neamurile ei și eu stau acasă cu câinele meu. Stai și tu cu neamurile tale? Nu, stau cu Rex, ăla-i neamul meu. Da. Ăla ține la mine mult. Ăla are grijă de mine. Salutare, prieteni, suntem și noi aici. Mergem la neamuri. Mergem la neamuri. Da, acolo rămâi. Rămâi la Vâlcea. Și eu cu soacră mea acolo. Ce bine. Unde? Pare. La Vâlcea. Mergem la Govara. De acolo e fratele ei, Ilar, Bilardar. Da, vorbiști tu, mamă, cu fratele tău? Nu. De ce? Dacă nu mă spune... N-au voie, au restricții. Mergem acolo, e cineva ca să... A, este. Cine? E potul meu ăla. Denis. Denis. Dar nu mă prima dată ne ducem să facem o paie. Unde? La țicle. Da. Ah, bravo, bravo. Cum bravo. Pus-o ăla acolo în drum? De unde știi ea de țiclin? Când ai fost tu pe acolo? Știi când? Mai e mult și a fost delică tot timpul. Să bem și noi bere în apă acolo. Apă, nu. Vrei să mergem noi, fetele, unde la pe Herculane? Pe Ujiță. Vreau, fata, la Herculane vreau, dar nu unde spui tu la noi acolo pe modul ăla. Deci acolo... Aici am rupt-o piciorul de mult. Mesâla acolo. Oile alea, știi că capul, câinii, da, am spalat acolo. Supă, supă, supă. Supă, doar ăștia spalturi, vezi aici. Și așa, eu nu mănânc carne de oaie și să mai mă duc. Și mănânci carne de iet. Și ce speri unde să spală oaia? Nu, ea mănâncă de iet, mănâncă de oră, miel. Și pune o travă de aia. Dar mai aveai o țărătată ieri și mâncai bătaie de la doamna Marița. Cu ce? Am văzut pe vlog. Dacă mă supăr... Mă sună cineva. N-ai văzut ce ai dat de mâncare lui mama? Da, am văzut. Mă rog, de ea, nu puteți... Ai văzut? Nici nu i-a tăiat șunca. E nu, frumos din partea ei. Cine a văzut? Cine sună? Da. Ce-o lovrică o sună? Cine e? Că ca aici ai venit, că sunt plecat, că n-am semnat. Dar cine ești? Venit la mancă pe telefonul, pe cartelă. Duci detalii, dar fără pa, să... Pasose? Pe telefonul, pe cartelă.
să iei. Am, mă rog, abonamentul. Domne. O urmărești și pe ea cineva. Și-mi părut rău, mamă, ce-ai făcut și doamna Brian. Părut rău, să mor eu. Nu mai puteam de nervi. De căldura ce aia. Făcut? Ce nervi aveai? I-a pus lui tata șuncă, roșii și un ardei în fața lui. Și la urmă i-a pus și lui baba Bria tot la fel. Și nu i-a dat nici cuță. Și s-a uitat da. Baba Bria pe mamă. S-a ridicat de pe scaun și s-a dus și a gusit. Și a și plecat. Da. Și la urmă s-a sculat tata, i-a tăiat o roșie. O, da, Dumnezeu să o pedepsească și pe ea la fel când o fi mai bătrână. Dar însă să baba s-a uitat pe șunca aia cu ce să mănânce. O să tăiază, mai tăiază, dar nu toată. Tăiază, dar nu toată. Nu toată. Dar la mine era să de ce nu te-ai dus să iei mâncare de acolo? Să nu vă supără. Să nu ne supără. Sau de lene. Păi era lene, mai zic. Mai degrabă aia. Așa zic. Că eu fripsă-i carne în cuptor, făcui saramură de ardei, de vine, de... Vreau să anunț prietenii de pe YouTube. Eu astăzi mă duc la munte unde a făcut Florin Persic filmul ăla, Haiduc. Acolo vă duc eu astăzi. Să vedeți, acolo face foc. Acolo se face foc acum în sobe. Acum pe cătura asta? Da, să vedeți voi acolo zăpadă, drumul. A, zăpadă? E drumul oaselor. Să vă odor. Da. Bine, eu până la ora 3-4 vreau să fiu în Severin. Tu trebuie să plătești bine ca să zic. Lasă că plătesc, tot să plătesc. Pe mine cine mă plătește? Eu am probleme cu... Eu n-am probleme deloc. Sănătate, trebuie să merg încet, om bătrân, 60 de ani. Nu mor eu 30 de zile, mamă, dacă mai văd de vânt la mine mașină. Da, să mai mergi tare. Eu fănică leau și plec cu duba. N-am avut o ordonată, o zi făcută și am fost, că am crezut că turbez. A. Și eu? Oare eu? Tu ești învățat. Nu, sunt obișnuit. Da. Nici în pădure nu mergem să luăm ciuperci, mânătărci. Auzi, mamă, cum o zis și tu nu zici nimic? Lăsa-mă, lăsa-mă, mă fac eu, mai cer el de la mine. Eu sunt învățat să stau numai pe dreapta. Așa știe el să vorbească. Da. Bă, ce? Tata, de vină. Nu e pe parte că... Când iau permisul, peste 30 de zile, îl iau pe fănică și fac turul României și s-au pe vreunul să mă sune. Ce faci? Unde plecaș? Mai bine el pe fănică, du-te la mare cu el. Păi am voie, că n-am voie. De ce n-ai voie? Că se întâmplă ceva acasă când plec de acasă. Lasă că sunt eu acasă cu aici. Ba aia, ba aia, ba se întâmplă, ba să așa, ba așa și te lipsești. Și tu ești milos. Auzi, vorbește frumos cu tatăl tău. Uite, gata, menire, dragi, ia mărguță și vorbește tu și mama. Tata, te întreb și eu. Ea se supără, ea. Da, supără. Mă duc să mănânci la Ana, la Ana. Tata. Nu mănânc, nu mănânc. Tata, la Ana, prietenii tăi de pe vlog. Am citit comentariile aseară, am stat până la două. Cu prietenii mei și cu prietenii tăi. Mai se supără și mai au și nu! Ne-a făcut mincinoși. Care dintre noi minte? Ori eu, ori tu. Da. Păi, dar n-am mai luat licitația, că nu s-a mai ținut. Eu cred că voi am unde mințe și nu e adevărat, nu mințim. Nu dacă vreți... licitația, a intrat în vacanță. Stați pe canalul nostru. ANAF. Și pe al meu și pe al lui domnul Fane și urmăriți. Să vedeți care dintre noi mințim. Am unde. Niciunul. Dar stați pe lângă noi. Nu e așa, mamă? Eu nu mai vorbesc nimic, că nu mai voi enervă. Oh, se enervează repede ca gâscă. Cine te enervă? Tu, de ce îmi vorbești cu mine așa? Eu vreau să mă dezbat. Dar tu de ce vorbești lui mama așa și mama când îi vorbești și lui mama ta așa te deranjează? Da. Pe mine nu mă deranjează. Păi mama a crescut-o. Ei, ha? Mama mea a crescut-o. Opriți-vă așa să coborâi și mama din mașină. Hai. Și rămâneți pe jos? Te descurcăm noi. Vreți? Hai, Ioane, de jos. Tragem parcare undeva. Ce, unii descurcăm noi? Așa că, prieteni, nu mințim cu nimic. Domnul Fane trebuia să ia niște vagoane. Da, aștept să licitați. Tot așteaptă, tot așteaptă. Dar încă nu le-a luat. Lasă vină iarna, să până atunci așa e în pas. Da, acum e cald, nu poți să-i tai. Da, să crucească. Tot luate sunt, fierul e prețul jos. E ca și luată, nu? Da. Numără licitația aia. E ca și luată. Da. Și eu vreau să mă duc în sat. Să-mi iau lupeniță, să-mi iau pepenii, să-i iau pe Maria, pe fănică și să mă duc cu ei.
tu să te duci să faci numai afaceri, miliarde tu să... În sat. Auzi, Șoane, ce să facem în sat? Și așa ce faci? Mănânci ouă pe mergem după sticle, pe uliță. Mergem după sticle, cea după lupenițe, după de toate. Cea mai bună mâncare care ai pune ouă, tigaie pe uliță. Da. Îmi puneam eu de mult. Puneai tu. Îl tragem tot sărăcia aia, punerea de mult. Da. Am zis să mă duc și eu să facem cu gogoș, nu vrea. Cu lupeniță, nu vrea. El vrea... Stai acasă cu copiii tăi și nu mai fui nimic. Păi și tu ce faci? Am eu mâini și picioare, umblu eu. Hai, bă, vrea să vândă la ruleta, ia-o din ala. Să dau 15.000 de euro pe ea. Îi dăm noi banii. Da. 2 ani. Îi dăm țapă. Ce, e frică de noi? Nu plecăm din Israel. Îi dăm țapă. Lui doamna Nadia. Da, ne-o dă, că ne cunoaște, chiar lor. Hai zi acum, doamna Doamnița. Și e fata, că și așa mă dor tâmplele acum. Gata, vorbim de mult. Ce sunt alea tâmplele? Colea ăștia, tâmplele. Așa se zice. Așa se zice? Tâmplele ăștia. Tâmplele. E numai el să vorbească el. Mari. Ciumec, mari. Dolomac, el cu pâine de acasă. Am fost și o dată ciumec. L-ai făcut și pe el și pe Rex. Da, fătă, ce e așa? Nu mai putea să dă... Câinele de pe masă jos. Ai jos. Tu ce ai cu câinele meu? Da, câinele ăla n-are toate țigrele pe casă. Păi, fată, să-mi sară în spate așa de tot, colea în spate mie. Să se joacă cu tine. Iro, cu rasa lui. Hai un pic și cu stăpânul, zic. Și stăpânul cine l-a adus? Păi cine l-a adus? Socrul tău. Câine, el a întrebuit a mie. Până când să stau cu câinele, nu mai stres, nu mai frică. Uite, hai să-l donăm. Unde? Dă-l, drag. Îl donăm la un prieten care îl vrea. Du-i la oi, du-l undeva. Vă zici că pe mine gata, am venit seara aseară. Când e să stăm și noi la poartă, la răcoare... Lăsă-i, drag, în curte, dă-l ia să iei cu câinii, el pe o parte... Mă lipsesc și eu mă lipsesc. Baba pe o parte și urlă și zice lumea cu lvar în brazna pe stradă. Eu nu mai ies, știi, eu nu mai ies. Nici eu. Când văd pe cineva la poartă, eu nu mai... Face circulație. Uite ăsta. Și știi ce fac, mamă, de acum? Și pune pâine ăsta. Mă duc în fundul grădinii și stau la mine acolo. Îmi fac curățenie, îmi tai iarba. Îmi fac de lucru și la poartă nu mai ies. Nici eu, am promis. Drăguță, ce e astăzi? Joi. Nu știu. Normal, mâine în seara suntem invitați, da? Unde? Venim și noi. La Ion? Da. La Severin? Ce petrecere îmi faci, Ion? Nu mă stic am lui ziua de nașterea. Sâcă copilul lui Daniel. Te sună. A, răspunde-a, pandă. Hai, revenim, prieteni. Revenim. Scuze, prieteni. Revenim.